Se spune că România educată a fost înlocuită cu România în armată, dar nu este suficient. Se pare că și în Europa se întâmplă același lucru. Există o propunere șoc a mai marilor UE, conform cărea statele care investesc în muniție, în fabrici de muniție, muniție destinată uh, Ucrainei, vor fi amânate cu datorile, păsuite pentru o vreme. Este ceva fabulos.